nu știu cum să mă prezint, că așa Ion Cornel, doi mă cunoașteți, majoritatea. Dar mai nou am înțeles că mai mi s-ar schimba numele. Backup de cartel, ba Jimmy Hoffa. Da. Eu rămân la primul nume, ca așa spune tipul de naștere. Calitate de președinte. Al SLM-ului. Lângă mine, colegii mei, Constantin Dumitrică, Ghiță Nichifer, Marian Artimon, Marian Picu și Florin Crișu. Asta este echipa noastră de conducere la vârf și mai sunt o parte dintre colegi și mai tineri și din biroul executiv care se află în sală. Motivul, cred că îl cunoașteți. Odată cu venirea noului ministru, a găsit de cuvință ca să se lege de salariile sindicaliștilor de la metro, metro care funcționează de 40 de ani, vârstă pe care dânsul încă nu are. Și noi suntem aici. Faptul că a ținut să sublinieze aceste salarii nu e ora o problemă. Că nu e primul care o face. Dar o să rugăm ca să facă demersurile să ne dea acel salariu. Și anume 10.000 de lei net. Dacă tot a văzut că nu este în regulă, și aici avem situația pusă la dispoziție de către Metrorex și este exact cum eu am declarat-o și o mențin, media începând din luna noiembrie, după acele majorări de 18%, este de 7.000. Acum am văzut că am întors-o. A spus că s-a exprimat la vremea respectivă că ar fi 9.000 pentru că a luat în calcul salariul brut. Păi ori este venitul și este dreptul omului ca să încaseze acest salariu, ori vorbim de brut, din care plătim 65% către stat. Este puțin surprinzător și obraznică afirmația. În momentul în care ai o asemenea declarație de avere, nu o să dau citire tuturor imobilelor care însemna să vă țin prea mult pe loc, cu atât mai mult pagina asta înseamnă numai conturile, două pagini, conturile în bănci. Nu numai în țară, cât și în străinătate. Așa sunt lucrurile. Eu nu o să mai au de cifrele lui. Dacă vreți, le puteți prelua. Le puteți prelua și dumneavoastră, că ele sunt făcute public. Dar văd că tot nu se liniștește și atât asupra mea tot creează presiuni, cât și asupra salariaților. După 2-3 zile a făcut pasul înapoi și a spus că nu are nimic cu salariații, acum avea cu mine chipurile.
Dar în același timp a avut grijă ca să-i facă membrii de cartel, că dacă era președintele cartelului, era eu al cui era. Are acum o altă apăsare, că avem o conducere executivă din metrou, care se află în relație cu sindicatul. Păi unde să lucreze oamenii aia dacă n-au fost colegi de zeci de ani? Văzut că a făcut o afirmație. Gabriel Mucanu se solidarizează cu Ion Rădoi. Păi ce înseamnă asta? Au prezentat un raport, cum am intrat și noi în posesia lui, că nu l-au lăsat să-l publice, trebuie să-l prezinte la minister. Cenzură. Și am intrat, e cenzură, da, clară. Și am intrat și noi în posesia lui. Și directorul general are și el vreo 30 și ceva de ani, eu am vreo 40 de când lucrăm aici. Dacă ne cunoaștem și dacă ne înțelegem, slavă Domnului să fie așa. E mai bine să stai în conflicte și în greve? Deci asta înseamnă că s-a solidarizat. Chiar celul raportul, i-a prezentat raportul în calitate de director general, alături de care au semnat și ceilalți directori, fiecare pe domeniul lui. Și a spus, asta este situația la metrou. Trebuia ca să mintă cumva, ca să-i dea apă la moară, bombele care le trasează prin televiziuni și radiouri. Poate de asta este nemulțumit domnul ministru. Acum vreau să vă spun referitor la numărul de personal. Noi avem un deficit mare. Noi aveam, înainte de a se da în exploatare magistrala 5, în conformitate cu instrucțiile de serviciu, un deficit de 800 de lucrători, la care trebuie să se mai adauge circa 1000 ca să poată să exploateze acolo. Și încă nu e tot, pentru că ies continuu la pensie. Acum, de când au divulgat minciuna, și zic au divulgat pentru că au ieșit pe posturi și au spus că nu se mai cresc pensiile, alocațiile și așa mai departe. Decât să aibă grijă domnul ministru al transporturilor, cel mai important ministru economic din țara asta, de probleme de nimic, ca zice eu, și să dea în oameni, mai bine ar privi la televizor cum duc oamenii copiii în brațe ca să ajungă la școală pentru ca să depășească noroiul care este până la genunchi. Deci, repede, nu o să mai dau citire la declarațiile de avere. Nu o să mă apuc să citesc toată analiza economică care au făcut-o reprezentanții metroului, dar v-am spus, deci vorbim în ultimele două luni după aplicarea acelor 18% de o medie de 7.000, deci să nu, dacă vreți, vă pun la dispoziție actele. Și domnul ministru, nu, deși a venit de curând, eu zic că ar trebui să plece și mai curând. Din punctul meu de vedere și după cum se comportă. Colegii de la Calea Ferată au probleme. Au făcut demersuri, n-au vrut ca să îi primească.
Noi am făcut demersuri, am făcut 4 adrese până la ora actuală. N-a vrut să ne primească. Ne-a chemat acolo și n-a venit. Colegii din porturi la fel. Ăsta este motivul pentru care noi mâine, după ora 13:30, vom avea o pichetare. 13? Da. De la ora 13 vom avea o pichetare în fața Ministerului. Joi vom avea încă una, tot în fața Ministerului. În paralel, colegii de la CFR vor avea și ei atât miercurea asta, cât și miercurea cealaltă. Iar marțea viitoare, Convenția Națională a Transportatorilor, care înseamnă porturi, aeroporturi, căi ferate, metrou, transport fluvial, transport auto, deci suntem toți în această convenție, vom avea o conferință de presă, probabil tot aici. Urmează să vă anunțăm. După care urmează să fixăm și anumite acțiuni, atât la nivel de convenție, pentru că, așa cum v-am spus, mai devreme, mâine și poi mâine, la nivel de metrou, sunt deja fixate. Așadar, aștept să facă completări colegii mei. Îmi spunea unul dintre colegi că la ora actuală avem, nu mai avem cu cine să facem serviciu de tură la mecanici. La secția exploatare la mecanici și mecanici ajutori am intrat din anul 2020, unde zicea domnul ministru că avem excedent de personal, cu 2000 de zile de concediu. Asta înseamnă că 70 de mecanici, adică o magistrală, doi dau exemplu, nu a luat nici, mecanicii nu au luat nici măcar o zi de concediu. Deci dacă noi am dat lucrul ăsta, s-ar închide o magistrală pentru 30 de zile. Da. Și avem foarte multe dosare de pensionare. Dacă am dat drumul la 112 oameni care avem acum în lucru, tot la fel am închide o magistrală pentru că nu avem cu cine să lucrăm. Așa că vă dați seama despre ce vorbește domnul ministru. N-are nicio legătură cu transportul, cu metroul. Noi, la nivelul nostru, în 40 de ani, după calculul meu, am transportat peste 6 miliarde jumate de călători și n-am murit niciun călător din vina noastră. N-am omorât pe nimeni. Dacă dânsul dorește asta, să-și asume. Da, am auzit pe Druluță când zicea ieri, sau nu mai știu când, că Rădoi conduce metrou de 40 de ani, sau... Dom'le, înseamnă că am făcut-o bine. Și zicea una dintre colege, dar zice... N-ați mai dezvoltat. Păi, dar noi dezvoltăm? Sindicatul se ocupă de dezvoltarea metroului. Da. Bun. Acolo a fost o ironie care îi aparține, căruia îi aparține și nu avem ce să comentăm. Apropo de ce spunea colegul meu, v-a dat exemplul de la mecanici. Așa se întâmplă în toate ramurile de activitate. Dacă ar trebui să respectăm instrucțiile de serviciu, metrou n-ar mai circula. Pentru că noi, în loc să avem 2 oameni pe instalațiile de siguranță a circulației, noi avem un om pe 3 stații. Vreau, colegii mei, dacă să intervină, dacă mă... Da, eu aș vrea să spun, Constantin Dumitrie, că mă numesc, secretarul general al USLM-ului. Domnul ministru, primul pas care l-a făcut când a venit în minister s-a legat de salariile celor de la metro. Dar nu s-a uitat și a celor care conduc metro în speță Consiliul de Administrație. Nu a sesizat că acolo cei oameni pentru 2 ore de ședință câștigă în jur de 36 de milioane vechi, 3600 de lei. Nu se uită că acești membri ai CEA-ului de la Metrorex mai sunt și în alte conturi de administrație, tot ale statului. Dar se leagă de cei de la metro. Cei care până în octombrie aveau 5600 de lei venitul net. Asta e pe acte. Dar cred că dânsul e pus nu să facă treabă la Ministerul Transporturilor, să falimenteze Ministerul Transporturilor. De moment ce vrei să
privatizez portul Constanța, aeroportul, CFR-ul, urmează și metrou, care era perla ministerului până acum câțiva ani. Metrou o să fie mai greu în toată lumea, deci absolut în toată lumea, că asta vreau ca să răspundă domnul ministru, unde a găsit un metrou rentabil, un metrou care are profit și să ne spună și nouă lucrul ăsta. Și îl mai rog pe această cale, noi am citit această declarație de avere. Da, va juca reprezentanții mass media să-l întrebați ce venit are. Când te legi de un venit de circa 7.000, repet acum, că până atunci a fost 5.600 până la majorare, cum a spus colegul meu, Dumitrică, când te legi de un asemenea salariu, trebuie să te mai uși în punga ta. Nu vorbește nimic de banii care au dat către Astaldi 110 milioane de euro, care înseamnă penalitate. Pe ce penalitate? Că Astaldi trebuia ca să dea în 2015, deci cu 5 ani în urmă, trebuia să dea în exploatare magistrală 5. Și nu numai că n-a dat-o, pentru faptul că nu a avut condițiile necesare de șantier, cel puțin ce au invocat ei. Și nu s-a plătit atât. Și da, așa. Dacă nu s-a plătit. Vreau să vă spun că am plătit tot noi, în loc să plătească ei, penalități de întârziere, am plătit noi 110 milioane de euro. Mergem mai departe. Parte. Mă întrebam, Radu mai devreme și probabil mai are mai multe întrebări de pus, ce au făcut cu Alstom, care este unitate de întreținere, de reparații? Păi ce au făcut? Au ținut-o în picioare 17 ani. Și acum au prelungit-o cu încă 2 ani și probabil tot o să mai prelungească pe o sumă de 44 de milioane de euro. Deci, înainte când reparați dumneavoastră, cât costa? Da, înainte când reparam noi, aveam 1200 de salariați. Toate trenurile erau vechi, erau făcute în România, la IVA, Arad, acolo. Și ne costa 12 milioane. Cu 1200 de salariați, repet, și cu toate trenurile vechi. Acum, 80% din parc este nou, deci nu mai necesită să cheltuiești atâția bani în piese de schimb și atâtea revizii. Am ajuns la 400 de salariați și ne costă 44 de milioane de euro. Faceți singur socoteala ce reprezintă. Dar nu, niciun cuvânt n-a spus pe tema asta. Că probabil, hai să folosesc un termen din ăsta mai... Nu prea dur, dar se cam întâmplă. Probabil că avem de-a face cu parandărătul ăla. Eu deocamdată mă opresc aici ca să aștept și alte intervenții din partea dumneavoastră și din partea colegilor, dacă mai au ceva de completat. Dacă îmi dați voie să pun eu câteva întrebări, le-am notat aici. Ce? Multe, 3-4. Nu spun 10 cabine. Nu plecăm de aici. Nu plecăm de aici. Noi vă stăm la dispoziție. Știu că aveți un tren pe Iangel. Aș dori să aflu cât ar fi produs acel tren pe Iangel dacă era
și se lucra cu el. Și mai ales acea locomotivă LDH care ține acel tren să nu cadă după pereți, care i-ar trebui să lucreze de noapte, că e nevoie de întreținere de la șine, la astea. Corect. Sunt niște costuri foarte mari. Asta e unul. A doua întrebare. Știu că în luna noiembrie a semnat contractul colectiv de muncă, dar am aflat între altele că sunt circa 150 de persoane care nu au beneficiat de nici măcar un leu la mărie. Ce se întâmplă cu acei oameni? Nu lucrează tot la metrou? Nu trebuiau să primească și ei niște bani? Spuneați de asemenea că la metrou, înainte să fie dată în folosință linia drumul Taberei Eroilor, era un deficit de personal de 900 de persoane. În acel moment, de atunci s-a mai pensionat, cred că 100-200. Mă rog, eu atât am spus, da? Deci deficitul a crescut la 1100. S-au angajat 1500 de persoane acum, da? Dar bănuiesc că încă mai aveți destul de multe locuri pe care nu sunt acoperite. Ce faceți în asemenea situație? Că la un moment dat se mai îmbolnăvește unul și o să trebuiască să trageți pe dreapta. Atâta, mă opresc că colegul meu poate are și el potrește. Așa. Da. Deci așa l-am botezat trenul Păianjen și ăsta este adevărul că de 2 ani este împrăștiat pe acolo, pe zidurile metroului. Avem probleme cu stația de apă care nu poate fi funcțională, avem probleme cu reviziile, am mutat salariații în alt depou, la Pantelimon, deci sunt, a creat foarte multe probleme. Ciudat este faptul că, deși s-au făcut demersurile necesare ca să luăm de acolo, și a venit o instituție abilitată în sensul ăsta, din partea judecătoriei am primit o adresă ca să nu o facem, pentru că cei de la spaniolii de la... Poftim? CAF. Da. Spaniolii de la CAF au făcut o intervenție că ei vor să facă o expertiză tehnică. După 2 ani. În condițiile în care cei de la Siguranța Circulației din Ministerul Transportului au spus clar că este vorba de defecțiune tehnică. Deci au bătut în cuie. Cu toate astea suntem la noi în țară și noi nu putem să mișcăm ca au făcut spaniolii, mă rog, o adresă ca să vină nu știu ce comisie tehnică de la ei să constate treaba asta. Și uite așa ne țin pe loc în continuare cu un tren care nu știu câți kilometri ar fi făcut până acum, dar sunt pierderi mari, asta este clar, dar numai trenul respectiv costă 6,5 milioane de euro. Deci numai valoarea trenului. Plus că, așa cum ai remarcat Radu, avem și acel tren LDH pe care nu ne putem folosi. Și îl ținem tampon ca să țină trenul pe pereți. Știți, sunt lucruri așa cum spuneam mai devreme. Deci Astaldi dăm bani de la noi deși trebuia să plătească ei penalități. Alstomul a încheiat contractul și trebuia să fie internalizat serviciul. Deci serviciul trebuia să revină la noi. Pentru că ei n-au decât un director din Franța și în rest tot personalul este al nostru, toată infrastructura este a noastră, a românilor. Ei decât încasează bani. Așa? Iată și cu trenul ăsta se întâmplă ce se întâmplă. Sunt foarte multe pierderi. Dar acum noi ne legăm de banii salariaților. Păi, e adevărat că a scăzut comparativ cu anul trecut cu număr, dar s-a întâmplat, știm de ce, cu toții. S-a întâmplat ca urmare a faptului, nu au mai fost elevii, nu au mai fost studenții, au fost cei care lucrează online. Păi noi lucrăm online în metrou? Poți lucra online la metrou? Adică mecanicul poate să lucreze de acasă?
cei din siguranța circulației pot lucra de acasă, cei de la linii pot lucra de acasă. Noi personalul nu avem cum să ne atingem de el din punctul ăsta de vedere și dacă circulă 10 călători, ce să le facem? Distrugi instituția, care de fapt este o instituție strategică înainte de toate. Așa a fost înființată prin legea secretizată, legea numărul 10 din 1975, pentru că 30% este pentru transport călători, 70% este obiectiv strategic. Gândindu-se că în caz de, știu ce, războaie sau alte minuni, să fie, da, calamități și așa mai departe, să fie un loc de refugiu pentru populație. Ce spun legile și acum? Normal, dar ce e de așa este peste tot, de altfel. Dar domnul ministru e habar, e, domnul ministru Drulică nu știe, Drulică nu are cum să învețe nici dacă mai stă... Păi nu era pe timpul legii 75, da, nu știu. Păi clar, nu era pe nici când s-a dat metrou în exploatare, nu era. Nu legile actuale, apar nu era. Da, era. În jurul sumei de 9.000 de lei. Păi de ce brut? Anul acesta, în bugetul prevăzut, din datele pe care le avem, suma estimată ar fi undeva de 12.000 de lei. Repet, valoarea brută. Brută, da. Vorbim, iată, de o nouă creștere și noi ne aflăm în plină pandemie. Spuneați și dumneavoastră că încasările sunt mult mai mici comparativ cu alții ani. De ce e această sumă mai mare, iată, ca anul trecut? Păi da, îmi spuneți de ce prețurile sunt mai mari decât anul trecut? Hai spuneți-mi și după aia vă răspund. Deci atenție că vorbiți de brut. Eu v-am spus că netul la ora actuală este de 7.000. Că peste 65% la bagă în buzunar. Păi cum adică? Noi asistăm, poate dumneavoastră, stați după perdea și vă uitați la televizor dacă vă convine. Faceți asta. Nouă nu ne convine când vedem cum cresc prețurile și noi rămânem pe loc. Niciodată. Este obligația noastră să facem asta. Păi rolul sindicatului care este? Este nu este pentru protecție socială? În țară salariul mediu e undeva în jurul, salariul mediu net e undeva în jurul sumei de 1600 de lei. De la foarte bine, dacă... Ăla e minim, doamnă, mă scuzați. Ăla e minim, domnișoară. 1600. Mai citiți și ne mai întâlnim. Așa o filată. 2200 salariu minim pe economie acum. 2300. Sau 2300. Nu, domnule. Și fără studii. Păi dacă e minim, minim nu e în funcție de studii. Da, spuneți, am înțeles, domnișoară. Da, vor. La Radio România Actualități. Ați vorbit de extinderea rețelei de metrou. Ce poziție aveți în calitate de președinte al sindicatului, de președinte care reprezintă interesele angajaților de la metrou cu privire la eventuala decizia Ministrului Transporturilor de a renunța sau a reprioritiza magistrala M6, pentru care avem de peste 10 ani 300 de milioane de euro de la Banca Japonii și alte 527 de milioane de euro de pe vremea prin fondul de coeziune, așadar peste 800 de milioane de euro pentru a ajunge cu metroul la aeroportul Rotopeni, cu ajustarea proiectului tehnic, care n-ar trebui să fie imposibil de realizat, spre noul terminal, și un proiect foarte important pentru magistrala M2, în august sau în vara anului trecut, a fost lansată licitația pentru modernizarea magistralei, pentru a asigura reducerea intervalului de succedare între trenuri la undeva la 90 de secunde, de la 2 minute, ceea ce 2 minute, 2 și jumătate, ceea ce ar însemna foarte mult pentru cea mai circulată, cea mai aglomerată magistrală și nici în prezent nu a fost relansată licitația. Iată două proiecte cu restanțe mari pentru București și pentru zona metropolitană a capitalei, care profită de existența rețelei de metro. Da. E bine că ați ridicat această întrebare, că am probabil uitam de ea, de acest aspect. Deci, sunt alte două gafe al ministrului Drulică, că ce se întâmplă? În momentul în care ai dat deja, cum ați spus și dumneavoastră, s-au dat niște bani
pentru magistrala 6, pentru otopeni. În momentul în care ai făcut proiectarea pentru asta, ai făcut consultanța pentru treaba asta, se alocă niște bani pentru construcții. Cum să întorci un asemenea proiect, mai ales când este vorba de legătura dintre București și aeroport, cum există în toate țările, că ați mai fost și dumneavoastră, am mai fost și noi, plecați peste tot, pe unde am reușit sau pe unde am fost invitați. Deci este o mare, mare gafă și într-un caz și în altul, pentru cele două magistrale. Mai vorbim de dezvoltare, că am trecut mai devreme așa în revistă, spunând bine, dacă tot se bate cu pumnul în piept că Rădoi conduce metrou, n-am avut nicio problemă în 40 de ani, înseamnă că l-am condus bine. Dar Rădoi cu echipa lui nu poate ca să facă dezvoltarea, că trebuie banii care peste tot vin de la stat, ce să comentăm, sau de la alți oameni care sunt interesați, gen Japonia. Așa. Deci aici denotă, de fapt, încă o dată lipsa de pregătire. Și nici nu pricepe și să și grăbit, cel puțin trebuia să stea să învețe, că este un minister greu. Vorbim de cel mai mare minister economic al României. Deci, cu alte cuvinte, cele două proiecte, continuarea magistralei în 5, tronsoanele eroilor Universitate Ianului Pantelimon și Băneasa Otopești, pot merge în paralel. Corect, fără probleme. Și mai mult, l-am auzit făcând o afirmație aseară pe unul dintre posturile de televiziune că pe cel de la Otopeni până la urmă o să-l împartă în două. Unul până la Ikea și după aia să vedem unde mai mergem, că va fixa un nou plan pentru un nou aeroport. Nu, nu interesează să ajungem acolo, să cumpărăm cârnați și să ne întoarcem cu metroul. Ideea este să facem până la, cum este proiectat, până la aeroport, adică să facem legătura. Parte în două, altă invenție. Da. Și acolo e aeroport. Dacă refuză să facă acest proiect, va plăti România bani peste 1% din PIB, că tot să plânge când are bani să dea salarii la oameni. Apropo de salariul la mine. Domnul președinte, permiteți-mi o întrebare. Că nu cred că a fost lămurită bine, a fost lămurit bine contextul de ieri. Ieri a venit un comunicat semnat de cei câți erau, nou director ai cadrul administrației, trimis de către sindicat. Da. Aici aș vrea să faceți dumneavoastră niște lămuriri. Cum s-a întâmplat acest lucru? De ce n-au trimis ei direct? Pentru că noi nu sunt lăsați și noi am reușit prin intermediul oamenilor din minister, că am impresia că și dumneavoastră l-ați dat cu clubul feroviar. Da, da. Da? Așa. Tot de minister. Deci, așa cum fac mulți și dumneavoastră reprezentanții presei reușiți să luați de diverse informații sau acte, mai avem și noi pe câte cineva prin minister, că așa cum v-am spus, eu lucrez aici în metrou și colegii mei de când s-a dat în exploatare, din 79. Și mai avem pe aici, pe acolo, niște oameni. Am intrat în posesia acestui comunicat pe surse, da. Tot se practică, se practică asta. Dar comunicatul spune adevărul, să știți. Nu, dar... Nu, deci aici ce fac? Sunt obligați printr-un ordin al ministrului să nu trimită niciun act până nu este către presă, până nu este avizat de ei, până nu verifică ei. Și avizul nu o să vină niciodată. Și avizul n-a venit. Dar între timp noi l-am luat ca atare. Deci ca să înțeleg eu și să înțeleagă și lumea. Da. Ei pregătiseră un comunicat de presă. Nu li s-a dat avizul. Da. N-ați răsfăcut rost de el și l-ați dat mai departe. Da. Asta e. Trebuia? Dă-i și așteaptă avizul. Eu nu dau perdite. Da. Nu mi-a răspuns. Ați rămas la tot cu cei 150 de oameni care nu li s-a identificat. Așa. Spuneți-mi. Bine că mi-ați amintit. Ce se întâmplă?
acest Consiliu de Administrație, dar ciudat se întâmplă cam pentru prima dată, că deci avem guvern de dreapta și Consiliul de Administrație de stânga. Așa. Și bineînțeles că nu vrea să înțeleg nici cu băieții noștri din de executiv, zic ai noștri că dacă noi suntem colegi, lucrăm aici de 10 de ani, ce să le spun? Că asta nu ține cont ministru. Oamenii ăștia s-au format, au crescut împreună în metrou, ne cunoaștem și e bine cel puțin că avem cu cine să discutăm, avem limbaj comun și putem să mișcăm lucrurile. În sfârșit, asta ca paranteză. Și când a ajuns acolo, deși ei i-au autorizat să negocieze Consiliul de Administrație, ministru, chiar am fost de față, nu? A avut mandatul necesar. Legal 100%. Dar, exact. Când s-a negociat, s-a uitat pe acolo, pe grila de salarizare. Și li s-a părut domnilor din Consiliul de Administrație că ajung directorii și șefii de serviciu la un salariu mai mare decât ei. Ceea ce nu e adevărat, că majoritatea dintre ei sunt directori și mai sunt și în câte 3-4 consilii de administrație. Îi știm. Și am zis, pentru cei care au de la șef de serviciu sus, sunt 147 de salariați, nu se aplică majorare. Păi unde scrie asta? Acum urmează decât să acționăm în instanță, dacă nu o să se rezolve situația, și sper să o rezolvăm. Când se aplică, tot legea spune, legea 62, legea 53, codul muncii, când se aplică o majorare salarială, se aplică pentru toți salariații, inclusiv pentru cei care nu sunt membri de sindicat. Și acum, pentru acești oameni, nu s-a mai aplicat. Săptămâna viitoare va avea loc o convenție, da. O întâlnire a Convenției Transportatorilor. Da. Luați în calcul să dezvoltați aceste acțiuni de protest? Inclusiv probabil că da, în funcție de nemulțumirile tuturor din convenție și de problemele care se ridică, cred că se ajunge la așa ceva. Ar putea fi oprit metrou pe timpul zilei între anumite ore? E prematur să vă spun acum. O să trebuia să vorbim și cu ceilalți. Vedem ce acțiune. Că dacă facem o acțiune... Un conflict dacă facem o acțiune, o facem la nivel național, dacă ne întâlnim cu ei. Ce se întâmplă între timp? S-a aprobat statutul personalului feroviar și noi trebuie ca să modificăm în baza lui contractul colectiv de muncă. Și este posibil ca să nu ne înțelegem pe diverse probleme și da, să ajungem la conflict. În primăvară, în 10 martie. În martie. În martie. În martie, peste o lună. Mai e o prevedere în statut în funcție de disponibilitățile financiare sau ceva de genul ăsta. Nu, dar sunt și alte clauze acolo. Nu sunt lumea asta referitoare la condițiile financiare. Și, de exemplu, la metrou s-au cam rezolvat multe dintre clauzele alea. Dar la CFR departe. Și la ceilalți mai au și alte probleme. Deci este în funcție de evoluția lucrurilor după ce vom avea această întâlnire. Spuneți-ne și nouă dacă în ultimii ani s-au îmbunătățit condițiile de muncă ale oamenilor care lucrează pe timpul nopții. Ciocănarii care muncă. Nu. Sunt nu știu cum. Cei care lucrează. Au răspuns, da, au răspuns ei înaintea mea. Nu. Și nici din punct de vedere al ventilației. Deci nu numai. Nimic. Urma să fac o investiție în Metrorex-ul, să bage niște ventilatoare mari, da, ca să ventileze... Nu, și nu numai că să bage niște ventilatoare, trebuie să le și înalțe, că noi ce avem ca sistem de ventilație, toate sunt la nivelul străzii. Acolo ce să faci? Acolo n-ai decât praf și noxe. Asta este. Deci nu s-a făcut nimic. Nu.
Și se blochează filtrele alea, nu avem mereu filtre de schimb și noroc că stați puțin în metrou. Sunteți în trecere. Salariații care și stau că, aici cu gorele. Da. Păi de-aia de uneori probabil simțiți că transpirați când intrați, când ieșiți, aia nu mai zic cu vederea când intri și când ieși. Da, cu adaptarea. Majoritatea suntem cu ochelari pe aici. Nu e niciunul fără ochelari la masă asta. Da. Aveți cumva datele de încărcare pentru magistrala M5? Pentru că la o lună de la inaugurare erau undeva la 10.000, 11.000 de călători pe zi, ceea ce e foarte puțin față de estimările și așteptările tuturor. Dar aveți soluții pentru a atrage și mai mulți călători către această magistrală? Și cât ar trebui să dureze? Parcă 2 ani? Până când nu. Intervalul de succedare între stații, mai ales la capete, la Valea Ialomicei, să scadă de la 12-15 minute, când stai, dacă pierzi primul tren. Da, acolo eu zic că nu va dura așa mult. Dacă se reia activitatea în condiții normale și programul școlilor și universităților și toate alea, se va, cred eu că se va completa într-un timp mult mai scurt. Pentru că, de ce zic asta? Când s-au făcut studiile de marketing înainte de a începe lucrările și înainte de a se face proiectarea și consultanța, acolo au fost 300.000 de semnături pe zonă, pe toată distanța aia. Era și cetățenii din zonă. Adică ăla e bazinul de populație. Ăla e bazinul de populație. Și cred eu că dacă se reia activitatea în condiții normale, va fi într-un interval mai scurt. Am avut acum... Vineri, de exemplu, când am luat, nu știu, ieri, cred că ieri au fost mai mulți, deja au început să crească, s-a dus la 230.000 de călători, pentru că scăzuse foarte mult. Bine, oricum era la a treia parte față de cum se circula normal. Da. Dar noi am circulat, asta a fost. Circulat. Păi da, asta vă și spuneam pandemia. Că asta nu se, nu înțeles domnul ministru și poate nici alții, că chiar dacă a scăzut numărul, tot trebuia să ai salariații la locul de muncă. N-aveai ce să faci. Asta e. Ce spune legea? Instrucțiile așa spun. Noi trebuie să fim acolo și dacă nu circulă trenul, să știți. Câte rame de metrou vechi mai sunt în circulație? Păi magistrala 4 și 3, cam 15. 15, cred că e acolo. La cât timp se defectează astea? Sau... Zilnic. Astea sunt trenuri de 40 de ani. Pică mai repede. De atunci, piesa de schimb. Pică mai repede, da. Da. Scuzați. Nu, dar tocmai asta spuneam. Deci atunci cu trenurile astea vechi, cum ne costa 12 milioane de euro. Și acum cu CAF-urile și cu Bombardier și ce avem, că sunt astea două tipuri noi, ne costă 44 de milioane. Și ceva de noua flotă, cele 22 de trenuri care sunt comandate de nu știu câți ani? Nu sunt cum, sunt... Nu știu, o parte, cred că totuși au venit. Sunt auzi? Cred că nici măcar distanța încă n-a spus că să le construiesc X sau Y. Da. Contractul cu altul s-a semnat pentru M5. Da, da, da. M5-ul a fost dat forțat. Doar ca să se taie panglica înainte de perioada aia. Pentru că noi am avut mari probleme după să-l pune la punct. Și avem. Și avem în continuare și acum. Muncim. Aia este. Ce... Cu alte cuvinte, încă 2 ani de acum încolo, niciun tren nou. Păi nu are că... Conform graficului de livrare... Păi în contract spune că minim 20 de luni de la data semnării contractului va fi livrat primul tren. Stai puțin, Marie, că vreau... Domnule, voi vă rog, Andreea Otaru de la Observatorul de la Antena 1, cu o întrebare. Primul și primul rând spunea ministrul Cătălin Drulă că față de acum 5 ani, când proiect reușea să-și acopere din veniturile sale 58% din cheltuieli, prezent această pondere a scăzut la mai puțin de 30%. Vreau să vă întreb în momentul de față pe unde pierde Metrorex bani, gândindu-mă inclusiv la parcarea Străulești Metrorex, spunând pentru Observator acum un an și ceva, că pierde mai mulți bani pe întreținere, supraveghere și utilități decât câștigă din acea parcare și dacă mai sunt și alte astfel de exemple în care Metrorex pierde bani anual.
Păi, hai să începem de la călător, ce vorbeam mai devreme. Aveam, vorbește dânsul acum 5-6 ani, cred că are vreun aport. Da, deci o luăm de la călători. Că atunci transportam între 600 și 700 de mii de călători. Pe zi. Pe zi. Deci, e clară treaba. După care au apărut și investițiile astea pentru construcții. Am construit 12 stații și 2 depouri. Și de o parcare. Și parcarea care este inutilă, dacă vă întrebați pe mine, că nu o folosim nici acum. Au ajuns să vă ofere la 50 de bani, dar tot nu se folosește. Deci astea sunt motivele. Da, el trebuia să știe lucrul ăsta, ca ministrul, când ești pe post... Zici că e pasionat de 8 ani de zile. Este ceva... Ce a făcut? Este ceva... Îmi permis să spun rușinos. Ca să fii ministru și să ieși așa în fața opiniei publice, fără să te documentezi. Tot ministrul spunea că în 2020, atunci când au avut loc acele negocieri salariale, 10 dintre cei 15 membri ai Consiliului de Administrație erau membri de sindicat și vreau să vă întreb dacă așa este și dacă este cumva normal, pentru că și dacă este posibil să se ajungă de fapt în această situație în care USLM să-și negocieze salariile cu sine însuși, cu oameni tot din USLM. Nu este nicio ilegalitate. Ce au trebuit să negocieze? Deci, conformitate cu legea 62, directorii pot fi membri de sindicat, nu pot să dețină funcții în sindicat. Eu nu am numărat din cei 15 câți au fost membri sau câți n-au fost. Dar ceea ce vreau să vă spun este că acest sindicat în timp se pare că chiar și-a făcut datoria dacă decât 7 salariați nu sunt membri de sindicat. Majorarea salarială putea merge și peste 18%, parcă 20%, da, 20%, da, 20%, da, 20%. Da, da, da. Dar ce se întâmplă? În ideea că ar fi urmat, că nu s-a mai întâmplat, dar asta e, în ideea că ar fi urmat cu prilejul zilei metroului și Crăciun să se dea niște prime care sunt prevăzute în contract, deci nu... erau fără acoperire și permite banii și existau. Legea și banii existau, am acceptat acel 18% în speranța, repet, că diferența o să încaseze salariații la sărbători. Asta este. Banii s-au dat înapoi la stat. Spuneți-ne și nouă. Comparativ cu 2019-2020, care a fost ponderea celor care au călătorit cu metrou? Când acum? Da, când a fost pe timpul pandemiei, anul trecut. Câți călători pe zi s-au fost? Păi da, se ajunsese jos, sub 100 de mii la un moment dat. Mai ales în starea de urgență. Nu, 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 iar numărul oamenilor de metrou a scăzut în acea perioadă? Nu. Am fost obligați să le băgăm pe toate în circulație ca să menținem această distanță, libertate okay. Pentru călători în trenuri, pentru a nu răspândi fizic. Pandemia, că altfel poate ne trezeam mai bine, că suntem și... Nu, putem să ne blocăm. Deci noi am muncit mai mult, ni se cuvine orice bani din aia 18%, pentru că e dreptul nostru să negociem, apropo, și am făcut-o foarte bine pentru membrii noștri de sindicat. Mai trebuie spus și... faptul. Deci să înțelegem că totuși această pandemie a adus aceste pierderi la metodă, care vorbește domnul ministru, da? Peste 50 de milioane de lei. A adus, sigur că a adus. Și să nu uităm că pentru magistrala 5 s-au angajat oameni și în luna septembrie. Și în luna august. Au început în iulie să angajeze un... om care deservește metodul, nu-l formezi într-o lună, în două, în trei. Trebuie ani ca să formezi un om, să lucrezi la metro cu anumite funcții. Deci oamenii care au lucrat la metro în anul 2020 și care au fost detașați pe magistrala 5 ca să poți să preie acea magistrală în funcție, au muncit de două ori mai mult. Ei au fost acolo, ceilalți au rămas să le țină loc,
se înlocuiască la muncă. Deci oamenii la metrou au muncit mai mult decât... Și nu au primit primele care li se cuveneau de, din plin. În sectorul 4, primarul de sector, cu fonduri europene, reușește să extindă magistrala și să construiască o stație de asemenea supraterană și are în vedere continuarea magistralei până la linia de centură, cu încă o stație sau două, deci Bergen sau Tudor Arghezii. Se discută, s-a promis de foarte mult timp, extinderea magistralei de metrou și în Pipera, sau măcar amenajarea unor noi guri de acces, la Urel Laicu, la Pipera, care sunt stații foarte aglomerate, că vom trece de această perioadă de pandemie și vom avea din nou aglomerație la, în zona Pipera. Acolo ar putea fi realizată și o conexiune cu inelul feroviar al capitalei, cu magistrala 800. La fel la Berceni, era în 2016, ministrul de atunci Bușe ne ducea cu săgeata albastră pe linia de centură și ne promitea un proiect pentru legătura între inelul feroviar al capitalei și magistrala de metrou. Ar contribui foarte mult să existe transport integrat. Da. Și vreau să vă spun că, spre deosebire de ministrul actual, primarii au avut grijă să discute cu noi, să ne consulte, zic primarii, că și cel de la 3. Continuă. Apropo de ce vorbeați de cele două proiecte. Deci și Negoiță și Băluță, și Băluță, da, au venit și au discutat, mă, ce implică asta, cum e, ce trebuie făcut. Sunteți oameni pe acolo care ați ruginit în metroul ăla, hai să vedem cum stau lucrurile. Zic, în primul rând vreau să vă spun că asta va rămâne tot o infrastructură a statului, dar ce nu contează că o luăm pe fonduri europene, exact ceea ce ați remarcat. Și bineînțeles că o să trebuiască să aveți tot oamenii de la noi pentru exploatare. Că ei după stradă ce vă faci? De... Și oamenii au fost de acord. Și iată că chiar se apucă de treabă din datele care le avem. Pentru zona Pipera ați avut legătură? Nu, că pentru Pipera nu. Nu, n-a venit nimeni pentru Pipera. Da. Vedem. Era o țară atunci a fost. No. Da, și după aia n-a. Există un plan PMUD pe care domnul Drula am văzut că a aflat aseară de acest plan și și-a revenit cu Otopeni și cu Pipera. Poate reușește să vină să vorbească, că spunea domnul președinte, că și dumneavoastră ați întrebat, dacă avem soluții. Noi avem soluții, dar domnul Drulă nu asta de vorbă cu noi. Am fost pe 28, pe 29, pe 30 decembrie la ușă la dumnealui. Haideți să discutăm problemele din metrou care le semnalasem și înscris, să găsim soluții. Și ce a făcut? A ieșit la Hot News, a venit pe la Digi, pe acolo, pe la companii de alea care ne întâlnim până viitoare, așa a spus. Și a uitat, au trecut 6 săptămâni, s-a dus la Hot News că e unitate specială. Da. Păi dacă nu le-a dat voie, dânsul n-a stat de vorbă 4 săptămâni cu nimeni din cadrul ministerului, să știți, doamne. A învățat? Eu l-a rugat cel puțin prin intermediul dumneavoastră să comunicăm, să vorbim. Și s-a întâmplat asta și la Digi și la Antena 3, cred că sunteți aici. Și la B1... Și mi s-a spus clar, au și spus reporterii că a refuzat ca să intre în discuție. Păi nu prea are termeni în capul lui, e puțin cam rătăcit, așa cum a spus domnul președinte. În tranziție. Nu prea știe ce e la buget, ce e aia pondere în bugetul ministerului, ba e 10 azi, ba e mâine 15, poi mâine 20, am întors la 17. Ba că a crescut salariul, ba că e 12.000, ba că e 8, ba că e 7. Are mult de citit și să se ducă înapoi la infrastructura să citească mai mult. Vorbeam tot de ce spunea ministrul, da. Sindomes Selfcom. Da. Făcea referire ministrul, da. Cătălin Drulă la această firmă, care da. Înțeleg că este controlată, este deținută. Nu e controlată, e deținută 100%. Deci este o societate înființată de sindicat în 90, din perioada în care bunii, probabil vă amintiți, erau, se făcea un soi de comerț la tarab, cum era în perioada aia. După care am început să-i dăm contur cu magazinele. Acum avem o altă propunere
ca să facem chiar totul din termopan, să impunem o linie în altceva, cum există de altfel în toate metrourile, nu este o noutate, în care noi avem propunerea pentru 40% administrația și 60% sindicatul pe partea asta și pe o parte din publicitate este vorba de un procent care l-a citit ieri invers, cred, cu bună știință. Nu, cred că în care au 53% și 47% sindicatul. Ce înseamnă? De unde apar procentele astea cu o mică diferență pe partea cealaltă? Metrou, fiind unitate de stat, nu plătește dări către stat, că este subvenționată. Deci ei nu dau taxe, impozite și alte minuni din încasările respective. Pe când sindicatul plătește toată asta, plus personalul administrativ. Asta e un aspect. Al doilea aspect. Este singura unitate care aduce bani la metro. Că în rest, toate celelalte contracte iau bani de la metro. Deci absolut toate. Dați-mi un exemplu. La orice. Vă dau un exemplu. Renegocierea cu Ashton dintr-un condei a însemnat 2 milioane pierdere pentru metro. Adică o plată suplimentară de către metro creștea către Ashton de 2 milioane de euro. Într-un an. Care e bani? Banii care fie din domeniul Selcom. Banii pe care ia firma din aceste contracte, unde merge mai departe, sunt folosiți. Sprijin, sigur. Pentru salariați care, pe lângă ajutoarele și toate astea ce se întâmplă, a făcut o bază de tratament pentru recuperarea forței de muncă la Bușteni. La Zamora. La Zamora, da. Am mai făcut-o. Adică banii au fost investiți cu cap pentru oamenii membri de sindicat. Indiferent de ce spune domnul Drulă. Domnul Drulă nu știe să citească ca să priceapă. Aici aș vrea să intervin puțin și să vă spun faptul că după Revoluție, multe sindicate din România au avut patrimoniu. Au avut patrimoniu. Suntem singurul sindicat din România care n-am avut și ne-am format patrimoniu. Patrimoniul sindicatului. Acele complexe de la Zamora pentru forțe de muncă a salariaților. Deci nu mai este alt sindicat care să-și facă patrimoniu. Cum am fost noi. Restul poate chiar l-au pierdut? Cu acei bani din acele spații comerciale. S-a văzut despre acolo de edești. Dacă te duci, bate vântul pe ele. Bine, da. Ajutoare sociale pentru... Ajutoare sociale pentru cazuri de deces, membri de familie, părinți. Nu, dar spuneați vreodată de niște contracte. Nu ne-a spus nimic de altfel... bolile profesionale care s-au instalat la mulți sindicaliști. De ce? Păi avem un singur exemplu care eu l-am mai spus. În metrou se depășește de 8 ori limita maximă admisibilă a noxelor. Că tot vorbeam despre asta. Avem câteva sute de cazuri înregistrate de la ultimul congres și până acum de decese. Nu mai știu exact, n-am mai vorbit cu doctorul de familie în ultima perioadă pe tema asta, câte mii de zile de concedii medicale avem. Dar chiar o să întreb ca să am și situația asta. Cazuri grave. De ce? Avem mari probleme cu sistemul circulator și cu respirator. Sunt cele mai grave. Astea două înseamnă peste 50% din decesele din metro. Și oasele. Da, asta clar. Lumina artificială care plecăm pantonerii de acasă. Lumina artificială. Da, umezeala apropo de oase, da, ce să zic, reumatismul. E la din floare. Trebuie deficit.
Nu, dar vreau să revin la întrebarea noastră. Ce alte firme de publicitate, contracte mai sunt? În pierdere, cu pierdere. Deci când a spus domnul președinte că Sindometul este singura societate comercială care n-are un leu datorie către Metrorex, vreau să vă spun că alte societăți care au aceleași contracte în participație cu Metrorex-ul, pe publicitate, au datorii enorme. De milioane de euro. Sute milioane de euro. Vezi firma Spectacular, Euromedia și multe alte firme. Apreciați cumva că este corect această fond de venituri. Este 100% legală. Nu, dar este corect. Am spus că oricum la societatea sindicatului rămân mai puțin bani decât dau către Metrorex. Ne apropiem de același. Întreba de deficitul de personal. Este dar un microfon. Da, mai merge? 2-10, 2-10. Iar că... Alexandre, ne dai și mai... Stai, bă, că îl pun așa... Întreba cineva mai devreme de pensionări. Anul trecut 721 de salariați au ieșit la pensie. Vă dați seama ce... Ce volum de muncă a trebuit ca să înlocuim rapid, ca să putem face față circulației și a respecta instrucțiile de servicii și siguranța circulației. Deficitul de personal se manifestă în continuare. Este peste 500 de persoane. Spuneți. Ce înseamnă să fie atât? Pentru că mai mult de personal și că poate mulți oameni se pensionează. În același timp, aș putea angajări. Dar atâția tine care... Păi anul trecut s-au făcut... Păi și cine face... Nu, dar cine aprobă asta? Păi cine aprobă angajări? Consiliul de administrație. Dar v-ați spus către ministerul sub o propunere de a atrage, spune că de angajați tineri. Mă gândesc că poate... Da, poate. Trebuie să vă gândiți că avem vreo 2000 de cereri. În așteptare. Da? Dar cine le aprobă, vă întreb? Că toți sunteți reprezentantele ministerului sau de unde sunteți? Noi sunt nu am înțeles că sunt nu am înțeles că sunt aici și reprezentante și credeam că dumneavoastră sunteți. Tot cu întrebări. De-aia, adică ne ia data asta crea concluzia. Dar noi suntem jurnaliști. Foarte bine. Spuneți că nu orice persoană poate lucra la Metrorex pentru că trebuie o pregătire. Trebuie să fie autorizat. Ați mers, nu știu, mă gândesc către minister cu o listă. Aceasta este pregătirea. Haideți să facem un training, să facem, nu știu, recrutări. V-am spus că avem cel puțin 2000 de cereri care îndeplinesc condițiile de angajare. Și trebuie să vă dea... Nu, ministerul prin AGA, AGA către Consiliul de Administrație, iar cel care aprobă, dar după ce își ia avizul necesar, este directorul general. De asta este. Păi același principiu economic. Păi dacă am dat, banii înapoi, în loc să... către buget, în loc să angajăm oameni. Păi noi, de ce tot vă spunem că avem deficit de personal? Pentru că nu reușim ca să-i încadrăm, nu reușim să-i convingem că nu o să mai poată să meargă mult așa metroul, în condițiile astea. Deci asta este adevărul. Care este cel mai tânăr angajat în acest moment de la metro și care este cel mai tânăr? În vârstă sunt cei care definește 65 de ani, că acolo te dă calculatorul afară, și cei mai tineri, peste cei care... Peste mai în vârstă eu sunt. Mai are 7 zile și pleacă acasă. Iar cei tineri, după ce termină liceul, fac un curs în jur de 19 ani, cel puțin. Dar nu prea vine aia, că nu le convine. Nu le dau bani mulți. Prea vine. Unii mai vin, alții nu. Depinde de situație care o au. Aici standardul e mai ridicat. Ai mai multe instrucții de respectat. Trebuie să ai mai multă minte în cap. Să fii capabil fizic și psihic să reziști în subteranul ăsta. Că nu e chiar așa ușor.
Dacă mai stați 3 ore, cred că vă ia somnul pe aici, fără niciun fel de glup. Din cauza lipsei de oxigen. Atunci faceți un sindicat și cereți să vi se dea condiții de muncă. Venim și vă consiliem. Da, dar nu le permite să facă, probabil. Nu vă permite să faceți sindicat, Părănescu. L-am văzut pe domnul Drulier pe Facebook ce a putut să spună, nimic, nimic adevărat. Cred că dacă nimărește cu un economist de la noi, îl face rău de tot. Nu, cred că o să trebuiască să mai facă puține cursuri să învețe ceva. Spuneți. Când e dânsul la televizor, ați sunat pe telefon să sunați în emisiune, da. V-am spus mai devreme, păi întrebați de la ce post sunteți? Păi n-a intrat. Păi am intrat. Emisiunea era înregistrată, domnul președinte a intrat după, la știi. Emisiune direct, care... Nu prea păi n-am vrut. N-am vrut. Era o colegă, Mihaela, și nu mai știu cum îl cheamă. Mihaela Brăzic. Prezentatoară, da. Care a și spus, domnule, nu vrea să intre. Și eu am intrat, dar el n-a intrat. După aia la Antena 3, la fel. După aia la Tudor Barbu, la B1, la fel. Și au și anunțat oamenii, domnule, nu vrea să intre. Ce, de ce nu vrea? Are alte scopuri. Partea unui ministru e lașitate. Senzația că vrea să plece și nu știe cum să-și găsească motivele, dar să ne lase, să ducă liniștit unde are treabă. E deputat de Timiș. Să l-o întrebați. După 8 ani de zile în pro-infrastructura în care ai criticat atâția miniștri, atâția societăți că n-au făcut nimic, să vii și după 6 săptămâni să arăți că ești mai slab decât toți aia care au fost. Să zici că ești pasionat de transporturi și să vii să spui așa ceva, în care spui că știi tot, dar de fapt nu știi nimic. Nu ești în stare să stai într-un dialog cu toți colegii din minister? Să chem partenerii de dialog social care îți bat la ușă de 6 săptămâni? Păi atunci ce vrei? Ce să-i cer? Nici măcar că el știe, că îl face, că îl drege. Ce a făcut până acum decât scandal? Probabil că lasă să plice. Doamne ferește să se întâmple ceva pe magistratul 2, că văd că n-aprobă proiectul ăla. Și să vedeți pe urmă când o să, Doamne ferește, să se întâmple ceva cu vreun trec. Despre ce proiect vorbim? Proiectul de care a întrebat și domnul Lancuzov de la România, care trebuia să facă schimbarea căii de rulare de atâți ani. Și noi tragem de ea în fiecare noapte să nu se întâmple. Nu, dar el atunci va fi plecat. Dar el are probleme cu Hofa. Se găsește de 2-3 și în fiecare noapte. Nu, dar el atunci va fi plecat, că e trecător prin minister. Eu cred că... Ajutați-ne să înțelegem cât de gravă este situația și dacă este un pericol real pentru călătorii în momentul de față. Noi încercăm să nu fie un pericol real, dar cât o să mai putem și noi când toată ziua ne jignește pe unde se duce? Ne bazăm pe salariații profesioniști la metro. Ia trebuia să intre în reabilitare. Când trebuia să intre în reabilitare? E un proiect de... 5-6 ani. E un proiect aprobat. S-a retras. Eu întreb lucrul ăsta pentru că știu că la o reabilitare este obligatoriu ca ea să se facă. La un moment dat există riscul să vină alții în control și să oprească circulația pentru că linia devine reabilitată și având foarte multe... Eu așa știu. Da. În urmă cu 2 ani chiar s-a întâmplat un lucru mai puțin plăcut la Piața Romană. La Piața Romană, da. Și se circula cârpind, cârpind acolo, da, una pendulă și după aia încârpit ceva acolo și era o zonă în care se circula cu 5 km la oră. Trebuia să fii prudent. S-a rupt o șină acolo. Super că a căzut și vă. Interesant e dacă îmi permite un președinte să vă povestesc când s-a rupt șina și am trimis ministrului poze, instantaneu, Asociația Pro Infrastructură ne-a trimis poza dacă îi dăm voie să o publice. Acum, când e ministru, nu mai știe ce făcea atunci? Dar nu cred că mai e ministru mult. Asta, da. Se ia în calcul organizarea unor reve în perioada următoare? Nu, puteți să spun în momentul ăsta să vă spun de ce. În primul rând, grevele se pot declanșa după ce îți expiră contractul colectiv de muncă. Atunci când negociezi. Atunci când negociezi. Și în al doilea rând avem într-adevăr posibilitatea asta care v-am spus-o din martie, odată cu aplicarea statutului feroviar, unde dacă nu ne înțelegem, probabil există această variantă. Dar este inutil să ne angajăm la așa ceva în momentul ăsta.
Adică mai e o lună de zile până intră statul. Până intră, da, exact. Să... Și atunci... Până 10 martie. De mâine, într-o lună, da. Trebuie să intre în vigoare. Până 10 martie. 7. Nu, nu, pe 10, că spune 10. Acolo că pe data publicării a fost pe 10. Pe 10. Atunci au publicat în monitor. Pe 10 septembrie a fost publicat în monitor. Da, dacă nu mai aveți alte întrebări, eu vă mulțumesc în numele echipei și sper să ne întâlnim cu vești mai bune. Mâine. Vă așteptăm mâine. Mâine, oricum, la ora 1 suntem acolo. La intrarea dinspre Gara de Nord, la locul știut. Păi nu, avem aprobare, nu. Da? Suntem legal 100%. Nu, așa ne place, da, legal și cu fost. Pe mine m-a surprins când primarul mi-a dat acceptul pentru a picheta. L-a dat într-un partid atunci. Nu. Câți oameni au intervenit? Domnul Drulă l-a dat jos din funcția de președinte pe domnul Nicu Jordan de la USR. Băi, da. Nu știu, cert este că... A trezit monstru. Noi avem protocolul.